Giurgiuvenii care au ajuns în ultimele 24 de ore la camera de gardă, surprinzător, nu au prezentat traumatisme specifice acestei perioade din an. Dacă în anii trecuți medicii ortopezi aveau foarte mult de lucru în zilele geroase, se pare că în acest an oamenii au fost mult mai precauți înainte de a ieși pe stradă. Afecțiunile respiratorii, în special la copii, și cele cardiace la adulți, au fost principalele probleme cu care s-au confruntat medicii de la unitatea primirii urgențe. Ultimele 24 de ore s-au prezentat 148 de persoane, din care 44 au fost copii și restul adulți. Copiii au fost cu afecțiuni de tip respirator, viroze respiratorii, hiperpirexie cu frison, un singur caz cu diabet inaugural care a fost transferat la Spitalul Marie Curie, iar la adulți am avut două traumatisme și două cazuri sociale care au fost internate în spital. În ceea ce privește zilele geroase, medicii recomandă să nu stați afară mai mult de 30-40 de minute, iar în tot acest timp să faceți în continuu mișcare. De asemenea, aceștia mai recomandă să vă îmbrăcați gros cu mai multe haine de iarnă, pentru că astfel se creează o barieră împotriva frigului prin faptul că în aceste haine aerul funcționează ca un termoizolant.